Comunicat. Consiliul Marii Adunări Naționale, segmentele sociale aderente, constată că situația social-politică din Republica Moldova a ajuns în punctul său critic. Statul a fost capturat de o grupare infracțională organizată, instituțiile de drept și de reglementare servesc doar interesele oligarhului Plahotniuc, partidele politice au pierdut contactul cu alegătorii, programele electorale utopice au fost abandonate a doua zi de la încheierea scrutinului, cetățenii fiind obligați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile și să se constituie în grupuri de inițiativă pentru realizarea directă a promisiunilor mincinoase ale partidelor politice. În aceste condiții, Consiliul Marii Adunări Naționale, segmentele sociale aderente, consideră că alegerile anticipate parlamentare bat la ușă, acestea urmând să se desfășoare chiar în primăvara anului 2016, am considerat noi. De aceea, dând curs proclamației Marii Adunări Naționale din 6 septembrie, rezoluției populare din 13 septembrie 2015, care prevăd schimbarea radicală a clasei politice, procedem la edificarea unei mișcări politice de alternative și a unei liste nominale a unui guvern de încredere populară care să utilizeze instrumentarul specific luptei politice pentru realizarea năzuinților poporului Republicii Moldova exprimate și aprobate de Marea Adunare Națională din data de 6 septembrie 2015.